Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și vă propun să descoperim câteva caracteristici ale producătorului. Sunt convins că mulți dintre voi vreți să deveniți antreprenori. Ei bine, trebuie să știți că toți antreprenorii utilizează resurse sau factori de producție. Ați recunoscut în ce domeniu de activitate își desfășoară activitatea antreprenorul din imagine? Da, este o cofetărie. Orice companie are și un departament numit financiar contabil, adică cineva ține evidența cheltuielilor și a veniturilor lunare. Și voi o să aveți un astfel de departament. Departamentul marketing și vânzări se ocupă de stabilirea prețurilor și de studiul pieței. E foarte important de asemenea să-ți cunoști și concurența. Departamentul producție are grijă ca relația cu furnizorii să fie una foarte bună. Veți avea un responsabil care se va ocupa de această activitate. Departamentul resurse umane este un departament unde se evidențiază relația cu angajații. Ai nevoie de o resursă umană foarte bine pregătită. Ce influențează de fapt activitatea producătorului? Natura activității, locul unde își va desfășura afacerea, locul de vânzare și, bineînțeles, resursele umane. Și acum vă las să descoperiți care sunt cele 7 condiții ale reușitei în afaceri: implicarea și calitățile antreprenorului, climatul în companie, resursele, planificarea, controlul și evaluarea, satisfacerea cerințelor pieței, parteneriatele de calitate și respectarea legilor și a eticii în afaceri. Precizează în ce domeniu de activitate și-au lansat propria afacere acești producători: grădinărit, fermă agricolă, salon de cosmetică și organizare de evenimente. Vă spun la revedere și vă aștept la o nouă întâlnire.